Autoritățile din Lelești vin în sprijinul părinților prin crearea unor unități de învățământ cu program prelungit. Primarul localității precizează că investiția nu este foarte mare și că cetățenii doresc realizarea ei. Am depus actele pentru un after school în comună și ce mi-aș dori anul acesta, dacă reușesc să termin lucrările la o grădiniță pentru a lua avizele pentru o grădiniță cu program prelungit. Astea două iar sunt două proiecte care mi le doresc cât mai repede pentru a putea atrage copiii să rămână în sat, nu să plece. Fiind aproape de oraș, majoritatea merg spre oraș. V-a gândit câți bani Nu, pentru grădiniță, pentru dotări, pentru program prelungit, trebuie în jur de 100.000 de lei cu totul, iar restul ceva ține de masă și ce mai trebuie, asta va fi catering care este suportat de către părinți. În decursul a 3 ani, primarul a atras peste 10 milioane de lei în dezvoltarea localității. Pot să vă spun că cu toate greutățile care le avem la nivelul comunei, am reușit în acești 3 ani, cu ajutorul și cu sprijinul autorităților județene, să atragem fonduri în jur de aproape 100 de miliarde de lei vechi pe raza localității. În așa fel încât am reușit să construim anul trecut, am semnat recepția și am dat în folosință un cămin cultural foarte modern în satul Frătești și acesta ridicându-se la o valoare de 2.400.000 de lei noi. Am reușit să achiziționăm pe fonduri europene anul acesta un utilaj, un tractor cu lamă și sărăriță în valoare de 60.000 de euro. Am mai reușit alte mărunțișuri, cum să le spun așa, prin modernizări la școala generală Ion Grigoroiu a sălilor de clasă, prin zugrăvire, parchet și unele dotări noi. Modernizări au fost și pe linie culturală, prin reabilitarea unor monumente istorice.